Vești bune pentru cei care doresc să devină polițiști. Examenul de admitere la școala de poliție Vasile Lascăr se va susține și anul acesta, în aceeași perioadă a anului ca și până acum, sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Noutățile de ultimă oră sunt date de perioada de admitere, care se pare că a fost stabilită și este între 21 august și 3 septembrie. Este practic asemănătoare cu cea de anul trecut și aproximativ, din anii precedenți. Aproximativ la fel este perioada. Încă nu știm datele concrete ale calendarului concret al desfășurării concursului de admitere, adică când vor fi probele medicale, probele sportive și proba scrisă. Nu știm data exactă, dar le vom afișa din timp și le vom spune din timp celor interesați. Au apărut ceva modificări legate de criteriile de selectare a candidaților, de probele la care vor fi supuși? Deocamdată nu. Rămân valabile cele din anul trecut. Dacă apar modificări, noi le vom afișa în timp util pe site-ul școlii și prin intermediul nostru îi vom pune la curent tot timpul despre modificările care vor apărea. Cei care vor să susțină examen de admitere la această instituție nu pot participa la înscrieri dacă nu au vârsta de până la 27 de ani, dacă nu au avut în liceu media generală la purtare de minimum 8 și dacă nu au înălțimea de minimum 1,70 la bărbați și 1,65 la femei.